Ok, dragi revărsători, revin cu partea a doua după ce am mai adăugat câțiva clarificatori pe cărțile care mi s-au părut oarecum necesar a fi clarificate. Pe putere, aveți doi de bâte sau alături de putere aveți doi de bâte, un alt semn de foc, da? Deci e clar că este mai mult foc decât fecioară, da? Leu, berbec sau săgetător. Așa, dar trecând peste zodii, fiind aceste cărți în inima voastră, în sufletul vostru, o carte care reprezintă o pregătire pentru viitor, o viziune în viitor, este cartea care arată că ar trebui să vă setați intențiile și să priviți către viitor, să lăsați în spate ce nu mai vă este util și să luați ceea ce vă este de ajutor, da? Băta aceasta vă este de ajutor, cealaltă nu. Poate că ați fost într-o relație sau sunteți într-o relație în care ceva nu merge și simt o apăsare. Din acest motiv și prima parte am comunicat mai greu. Simt în continuare această apăsare. Bănuiesc că de la cealaltă persoană, nu știu de la cine. Cealaltă e un pic cam depresivă sau nehotărâtă. În fine, are o energie care trebuie lucrată. Oricum, vă setați intențiile, aceasta este în sufletul vostru, în inima voastră și mai exact vă setați emoțiile către altcineva sau către un alt viitor, o altă perspectivă, da? Și conectându-vă la spiritualitatea voastră, puteți lua deciziile corecte în legătură cu viitorul vostru. Priviți ca într-un glob de sticlă, da? Și vă vedeți în lume într-un alt fel. Repet, mental sunteți oarecum obosiți. Poate vreți să investiți într-o altă relație sau într-o direcție financiară. Oricum, în public vă manifestați victorioși, încrezători, chiar dacă trebuie să vă setați oarecum emoțiile pe noi coordonate, da? Reiau un pic înainte să continui cu partenerul, partenera. De ce vă este frică de o ruptură, de o separare? Poate că tot vreți să investiți și vă odihniți un pic și așteptați această victorie dacă nu ați avut-o. Vă este frică cumva să nu meargă, să nu se rupă afacerea. Eventual. Vă doriți fericirea. O familie fericită. Și spre sfârșitul lunii, sau nu s-a sfârșit oricum, ca și energie manifestată, până la sfârșitul lunii, mai mult sau mai puțin nu vă ghidați exact după timp, timpul e fluid. Ca și reușită, reușiți să vă detașați emoțional de ceva ce nu a mers. Și atunci revin și înțeleg de ce a apărut și această carte. Da? Și aici am zis, vă lăsați în urmă bâta, da? Personajul, persoana, situația care nu vă ajută, chiar dacă e de foc, chiar dacă e pasională, da? Și vă luați ajutorul care îl considerați necesar că vă poate susține în viitor. Da? Ei, și aceste două cărți comunică foarte bine. Poate pregătiți acum în februarie ceva pentru august. Oricum, manifestați o detașare emoțională de ceva ce nu a mers. Și probabil că spre lună plină, pentru că acum avem lună nouă, chiar pe 4 februarie, și de lună nouă faceți afirmații, este foarte indicat să faceți afirmații ca să vă clarificați, da? Emoțiile sunt luna, da? Că altfel rămâneți în acest mental oarecum tradițional, precaut, da? Și voi vreți să schimbați ceva. Vreți să schimbați către fericire, dar trebuie să manifestați. Sper că înțelegeți ce zic. Ei, și repet, înainte de a trece la partener, vă detașați de ceva ce nu v-a prit cu ocazia acestei luni noi și spre luna plină, cred, vă întâlniți eventual cu Regina de Cupe, o persoană care vă este dragă și este pregătită. Nu, poate să fie semn de apă, dar nu e obligatoriu, da? Poate are planete în semn de apă. Planete, da?
O persoană care este doritoare, uitați cum călătoriza persoana aceasta, pleacă și se întâlnește cu această regină de cupe, pentru că cele 8 cupe nu au fost suficient pline și se duc umplute și se duce către a noua, care o face fericită și a noua este unde? La regina de cupe care vă așteaptă. Persoană, poate să fie și bărbat, nu e obligatoriu să fie femeie, o persoană care vă așteaptă să vă hrănească emoțiile. Da? Poate femeia. Da? Poate să fie femeia care temperează leul, care temperează impulsurile emoționale. Da? Acum să revenim la partenerul, partenera voastră. Din acest motiv am și starea pe care am. Și adesea se întâmplă cu cei care citesc în tarot să aibă stări. Simt că inima lor, simt această carte, au inima frântă din niște motive, din datorită dumneavoastră, datorită unui semn de aer, datorită unei situații care nu le-a fost prielnică, da? Emoțional, evident. Au inima frântă și încearcă emoțional să se detașeze, da? E o carte similară cu aceasta și ei încearcă să se detașeze. Ar călători și ar lăsa în urmă ce a fost negru, ce a fost tulbure, ar călători. Poate o călătorie emoțională, mentală, poate fi pusă și în practic, dar nu arată deocamdată nicio carte că ar fi pusă în practic, e doar o stare emoțională și mentală. Au, după cum vedeți, au săbii în lună, au săbii în emoții, au gânduri, mentalizează foarte multe emoții, oricum sunt niște emoții rănite și încearcă, repet, să se detașeze. Se luptă cu această durere, se luptă. Mercurul lor, 4 de cupe, este o persoană care se uită mai degrabă în spate, în trecut, nu vede oportunitatea, nu vede oferta prezentului, se uită mai mult la trecut și la ce a fost. O trădare în dragoste poate să fie o trădare în afaceri. În fine, 3 de cupe în această carte nu reprezintă ceva benefic, reprezintă un trio, un menajator, ceva de genul ăsta. Este o carte tristă, asta este mercurul lor. Poate sunt depresivi, tocmai din cauza, da, și repet, sigur a fost o trădare în dragoste, pentru că au și 3 de spade, da? 3 de cupe, 3 de spade. Așa. Și ca și clarificator, ce au primit? Au primit lumea, scuzați-mă, lumea și asul de cupe în poziție inversă. Este clar că această trădare îi întristează în continuare, dar au învățat o lecție, au încheiat un ciclu și nu mai vor să ofere dragoste celui, celei care i-a trădat. Vă rog să-mi scrieți ceea ce spun rezonează cu unii dintre voi, pentru că eu asta simt în acest moment. În public, martele lor este un 9 de cupe, este un marte emoțional, sunt foarte emoțional și simt că voi mai degrabă vă manifestați în public sau nu sunteți împreună și vă întâlniți în public, poate victoria voastră îi face pe ei fericiți. Dar ei au alte motive să fie atât de triști, poate au fost trădați de către altcineva, da? Și o lecție învățată, lecție mentală, emoționată, da? O lecție învățată și nu vor să mai ofere această cupă, această mare dragoste persoanei, chiar vor să se detașeze, vor să călătorească. Poate vor să călătorească înspre voi dacă nu sunteți voi cei care i-ați dezamăgit. Nu neapărat trădare, poate să fie orice altceva ce ar putea să întristeze. Poate nu sunteți voi, poate altcineva, repet, pentru că eu simt că voi aveți o victorie sau vă manifestați victorie și poate un pic egocentrici, dar nu contează. Oricum vă manifestați pasionați, sunteți ca o stea, da? Și ei se bucură. Este singura carte care exprimă bucurie între cărțile lor, da? Și este sub victoria voastră și cred că se bucură pentru victoria voastră. Și voi vă doriți 10 de cupe, vă doriți o relație fericită. Dar ei își doresc mai degrabă poate un mesaj de ori de împăcare, ori de iertare, ori un copil, poate se gândesc la un copil, poate sunt departe de copilul lor, poate au o despărțire de fusta, fustul, da? Și își doresc sau poate își doresc un copil pe care nu l-au avut. Persoana cu care au stat până acum, oricum, ce nu-și doresc, este clar, nu-și mai doresc să treacă prin acest chin mental, aceste coșmaruri și această suferință. Nu-și mai doresc.
Repet, poate să fie un semn de aer, de fiecare dată când vedeți săbi este un semn de aer sau dacă nu e semn, persoană cu planete marcante în semn de aer. Dar să nu uităm că nouă de săbi reprezintă și o situație în care ei își fac griji foarte mult. Poate își fac griji cum să vină cu această ofertă la dumneavoastră. Dacă nu e vorba de un copil, poate să fie un mesaj emoțional. Poate ar încerca să se deschidă emoțional față de voi, să-și spună problemele, dar cred că ar prefera să-și exprimă mai degrabă bucuria pentru ceea ce resimte ca și vibrație. Poate e doar vibrația voastră care îi tulbură și îi aduc așa la viață, îi fac oarecum mai, le dau un motiv de încântare. Către sfârșitul lui februarie, că e sfârșit, că e jumătate, ce au ca și manifestare? Au luna. Luna este semnul peștilor. Să nu uităm că și regina de cupe poate să fie un semn de pești, un semn al peștilor sau al racului, da? Semnul peștilor sau racului și regina de cupe la fel. Și acest top de cupe poate să fie o zodie de genul ăsta, dar, repet, nu ne fixăm pe zodii, pot să fie planete în acele zodii, da? Luna reprezintă secretele pe care le-am văzut prezente și prin Marea Preoteasă, dar eu simt că mai degrabă luna înseamnă conectarea la intuiția lor. Ar fi mare lucru dacă se conectează la intuiția lor, la emoții, dar nu acele emoții care îi fac să sufere, ci acele emoții care îi fac să vibreze și să zâmbească. Evident, această lună poate să însemne și coșmaruri, dar ei nu mai vor să aibă coșmaruri, da? Pentru că e în poziția fricii acest 9 de cupe. Ei își doresc să exprime, valetul poate să fie și un mesager, da? Să-și exprime măcar cea mai micuță emoție, da? De dragoste, de încântare. Luna poate să fie, repet, o persoană care se manifestă, care e foarte intuitivă, care primește mesaje cu ocazia lunii noi, da? Că tot e lună nouă, cu ocazia lunii pline, da? Oricum e foarte guvernată de ciclurile lunare. Poate persoana are planete în semn de apă, în fine, ca și clarificatori. Se pot spune multe, dar timpul nu este suficient. Ca și clarificatori au primit ce? Marele preot, cavalerul de bâte și împăratul. Da, poate fi o persoană născută în semnul berbecului sau al taurului, dar cred că mai degrabă, decât să ne fixăm pe zodii, poate să fie o persoană care îi controlează emoțional și din acest motiv sunt foarte răniți. I-a controlat emoțional într-un mod incorrect. A fost foarte rigidă, foarte tradiționalistă. Poate ar fi vrut doar o aventură în loc să vrea o angajare serioasă cu ei. O persoană foarte impunătoare, da? Și în continuare, emoțional, se simt marcați, nu neapărat legați, marcați de această, în mod negativ de acest personaj. Dar mai există o altă variantă. Împăratul apare când este nevoie ca persoana să se controleze. Dacă nu au fost controlați de altcineva, deși cred că totuși au fost controlați, da? Ca și interpretare există și varianta a doua, în care ei sunt chemați cu ocazia lunii noi, lunii plini, să manifeste altceva. Și ce să manifeste? Un control al emoțiilor, o angajare emoțională față de cineva. Și în primul rând, cred că față de pasiunea lor pentru viață. Da? Să se angajeze, să iasă din această depresie. Asta e o stare depresivă, da? Am învățat lecția. Ok, am învățat lecția. Nu mai vor să iubească persoana care i-a trădat, dar trebuie să iasă din depresie, trebuie să iasă din tristețe, da? Și atunci înseamnă angajare. Na, am greșit. Unde era? Angajare spre a manifesta o viață pasională și totuși în controlul emoțiilor pe care le resimt foarte puternic.
Sper că am fost clară. Ca și oracol, ca și sfat, aveți încredere. Ah, scuzați-mă. Încrederea și voi trebuie să aveți încredere, cred că, dar și ei, și energie vindecătoare. O să comentez mai mult pe Facebook pentru că nu mi-ajunge timpul, sau poate într-o notă sub videoclip. Oricum, încredere, mare încredere și pentru ei și pentru dumneavoastră că lucrurile se rezolvă. Știu, poate nu înțelegeți toate mesajele, dar asta e. Mesajele nu vin tot timpul clar, trebuie să le luați ca atare. Aveți și o roata norocului, o schimbare de situație cu un suflet pereche. A revenit sufletul pereche, da? Unii ați avut o trădare și celălalt trebuie să-și schimbe viața. Ok, vă aștept pe Facebook, eventual dacă vreți să aflați mai mult despre încredere. Numai bine, la revedere, dragoste și pace!